Este un rozător semi-acvatic originar din America de Nord care a ajuns și în Europa. În fauna României a apărut prin anul 1938, când a evadat din crescătoriile de pe lângă Praga și a coborât pe Dunăre și în 1951, când a ajuns în delta Dunării, scăpat fiind din crescătoriile din Rusia. Astăzi este răspândit de-a lungul tuturor râurilor din România, dar mai frecvent îl întâlnim în Lunca și delta Dunării. Eu sunt Gabriel Icosa și în episodul de astăzi vorbim despre șobolanul de apă, șobolanul moscat, șobolanul mirositor, bizamul sau Ondrata zibeticus în denumirea lui științifică. Este un foarte bun înotător și poate rămâne sub apă până la 15 minute, își face galerii în malurile râurilor, lacurilor, canalelor de irigații, cu o intrare la suprafață și cu una sub nivelul apei. Are un stil inedit de înot pentru un mamifer, cu membrele anterioare pe lângă corp, se propulsează cu ajutorul picioarelor posterioare, ce au 5 degete, între care se află o membrană interdigitală, mărginită de peri aspri, care ajută la înot. Coada cilindrică, la bază și turtită lateral, către vârf, este solzoasă, aproape lipsită de peri și servește drept cârmă. Are glande odorante cu care își marchează traseele de înot pe care le urmează atât vara cât și iarna, dar mirosul îi servește și la delimitarea teritoriului. Picioarele anterioare au numai 4 degete prevăzute cu unghii puternice, utilizate fiind în principal la săparea galeriilor în malurile râurilor. Dacă malurile nu-l satisfac pe deplin, în condiții de densitate mare sau din alte motive, bizamul își clădește în apă platforme plutitoare în care locuiește de obicei vara. Lungimea corpului este de 23-40 de centimetri, unde se adaugă și lungimea cozii, care este de 18-29 de centimetri. Greutatea între 500 până la 1800 de grame, are aspectul unui șobolan mare, blana este bruncafenie cenușie cu două tipuri de păr, un strat moale și dens la bază și un spic mai rar și lung la suprafață pentru o bună izolație în apă. Este un animal nocturn și nu își face provizii de hrană ca hârciogul, spre exemplu. Ocazional, bizamul este văzut și ziua căutând hrană, mai ales iarna. Totuși, masculii, în perioada de împerechere, caută femelele și pe timpul zilei. Gestația este relativ scurtă și durează 21 până la 30 de zile. Femelele nasc câte 3-4 serii de pui pe an, în medie 5-7 pui într-o serie. Puii sunt mici, golași, alburii și cu ploapele lipite în primele 11 zile, însă se dezvoltă rapid și părăsesc vizuina la 18 zile. Alăptarea durează 30 de zile și tinerii bizami ajung la maturitatea sexuală după 4-6 luni, media lor de viață fiind de 3-4 ani. Hrana o constituie părțile verzi aeriene ale tulpinilor, plantelor acvatice, în special mugurii, tulpini și rizomii de stuf, papură, pipirig, rogoz, nuf. Consumă și plante din culturile agricole și cele de legume dacă acestea sunt în apropierea apei. Ocazional consumă și hrană de origine animală, larve și adulți de insecte, acvatice în special, melci, scoici, crabi și raci, dar și pești mici, amfibieni și chiar alte mici rozătoare. În România, bizamul este vânat de vidră, nurcă, dihor, vulpe, enot, erete de stuf, câini și pisici semisălbatici dacă aceștia îi pot surprinde pe uscat. Datorită modului său de viață semi-acvatic, intră în concurență pentru hrană și teritoriu cu șobolanul de apă, Arvicola terestris. Poate produce pagube prin galeriile pe care le construiesc în diguri și taluzuri. Este capturat pentru blană, fiind considerat specie de vânat.
se vânează în perioada 1 septembrie-15 aprilie. Trofeele sunt considerate blana, craniul și dinții incisivi. Dacă ți-a plăcut acest episod în care am vorbit despre bizam, nu uita să apreciezi clipul, să îl distribui și prietenilor tăi, abonează-te, o poți face chiar aici. Dacă nu ești abonat la acest canal în care descoperim minunata lume a animalelor împreună, în partea mea stângă am alte două clipuri pe care te invit să le vizionezi și până data viitoare nu uita să observi, să asculți și să înveți de la natură.